seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmărim împreună jurnalul regional. Luna și protestul la RAN, drobeta Turnul Severin. Mai mulți angajați ai regiei au ieșit din nou astăzi în stradă. Detalii la știri, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Un accident mortal petrecut la începutul săptămânii trecute în județul Gorj s-a dovedit a fi de fapt o crimă pasională. Cod galben de ploi, polei, ninsori și intensificări ale vântului din această seară în Oltenia. Un comerciant de la Râmnicu Vâlcea a încercat să mituiască doi polițiști, dar s-a ales cu dosar penal. Aproximativ 50 de angajați ai regiei autonome pentru activități nucleare din drobeta Turnul Severin au ieșit din nou astăzi în stradă. Timp de 2 ore au pichetat sediul companiei. Oamenii nu au primit lichidarea pentru luna octombrie, care ar fi trebuit să le intre în conturi pe 25 noiembrie. În plus, reclamă planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar, care, spun sindicaliștii, este ireal. Salariații de la RAN spun că în fiecare zi li se promite că li se vor da banii, dar aceștia întârzie. Nu mai avem bani, nu mai avem cu ce trăi. Avem doar promisiuni și ne-am săturat de promisiuni. Deci vrem și noi. Ce restanță salarială aveți? Lichidarea. Restul au încercat să facă cumva să ne ajute. Care este atmosfera în combinat? Atmosfera e tare încordată. Și încercăm și noi să mai obținem măcar drepturile salariare, da? De acolo trăim noi, din banii aceia. E un stres continuu, nu se știe nimic pentru viitor. Ne trebuie salariile de o jumătate de an se dau așa treptat pe bucăți și stau chiar deloc cum e acum de 2 săptămâni și nu se mai poate în felul ăsta să ne spună să iese șefii, directorii care au competențe să ne spună despre ce e, care e problema. În plus, față de neplata salariilor, angajații de la RAN reclamă lipsa de comunicare a conducerii companiei cu privire la viitorul locurilor lor de muncă. Zi de zi ești la muncă și îți faci treaba acolo. Așa vrem și noi să ne luăm salariile la zi. Nu când se aducă aminte după 2 săptămâni. Că ne uităm și noi odată în 2 săptămâni la muncă, dacă vor. Să vedem cu cine își fac treaba. Acolo se vehiculează multe. Ce atitudine vi se spune ceva? Nu știu, odată mi s-a spus, de fiecare dată am fost vinciți. Că se dau luni mari, că se dau joi vineri. Și de la luni mari, joi vineri, luni mari, joi vineri. Totdeauna așa a fost. Guvernul României a zis, băi, faceți apă grea pentru energie nucleară. Am făcut-o. De ce nu se dau banii? Noi tremurăm pentru furturile altora aici. În complicitate cu sindicate, cu toți. Toți știau ce se întâmplă. Pe lângă plata salariilor la zi, pe lista revendicărilor, sindicaliștii au trecut și modificarea planului de reorganizare a companiei aflate în insolvență. Prima nemulțumire este faptul că muncesc și nu sunt asigurate salariile la timp. A doua nemulțumire care apare este nesiguranța locului de muncă, neexistând un program bine definit privind funcționarea în continuare a unității noastre și totodată planul de reorganizare al administratorului special îl considerăm irealist. Al judiciar, da, mă scuzați. Noi ne-am adresat administratorului judiciar și administratorului special în scris pentru analizarea acestui plan și modificarea, pentru că asta ne duce cu întârzieri salariare și cu neplata furnizorilor și inclusiv a creditorilor. Potrivit sindicaliștilor, în planul de reorganizare, administratorul judiciar a trecut o producție dublă de apă grea decât cea care se poate realiza. În aceste condiții, în realitate, veniturile sunt la jumătate față de cele de pe hârtie, iar cheltuielile nu pot fi acoperite din veniturile companiei, ceea ce atrage după sine falimentul. Un accident rutier mortal petrecut la începutul săptămânii trecute în comuna gorjeană Bărbătești s-a dovedit de fapt o crimă pasională. Constantin Mornea, un bărbat de 45 de ani din localitate, și-ar fi lovit rivalul în cap cu un vătrai. Ambii împărțeau aceeași concubină, în vârstă de 65 de ani, și de aici ar fi pornit conflictul între cei doi. Victima agresiunii a fost Danco Jucaru, în vârstă de 40 de ani. Acesta a fost târât pe marginea drumului din satul Socu pentru a se lăsa impresia că a fost izbit de o mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului. Atât concubina, cât și suspectul de omor au fost audiați sâmbătă la sediul poliției Târgu Cărbunești. Până la urmă, femeia a declarat că al doilea concubin, Constantin Mornea, l-a lovit în cap pe Dan Cojucaru cu un vătrai, apoi l-a dus pe marginea drumului. După audieri îndelungi, magistrații Tribunalului Gorj au ajuns la concluzia că sunt suficiente probe pentru ca Mornea să fie trimis după gratii pentru următoarele 30 de zile.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi, polei, nisori și intensificări ale vântului. Aceasta intră în vigoare astăzi la ora 23 și este valabilă până pe 10 decembrie ora 10. În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud, cuprinzând treptat mare parte a țării. În Oltenia și în Muntenia va ploua continuu și se vor cumula cantități de apă cuprinse în general între 25 și 50 de litri pe metru pătrat. În Moldova, în cursul acestei nopți, vor fi precipitații slabe, mai ales polei și burniță, și se va forma polei. Ploile se vor transforma apoi în lapoviță și nisoare, cu precădere în dealurile subcarpatice. În zonele montane și submontane va ninge și se va depune strat nou de zăpadă, ce va depăși local 15-20 de centimetri, în special în Carpații meridionali și de Corbură. Vântul se va intensifica în sud-estul țării, unde rafalele vor depăși 55-60 de kilometri pe oră, dar izolat și pe crestele montane. Craiovenii care au rude înmormântate în cimitirul parohial din cartierul Romanești pot supraveghea locurile de veci de acasă din fața calculatorului. Camerele de supraveghere instalate aici au devenit funcționale, iar cimitirul este primul din Craiova dotat cu o astfel de tehnologie. Această măsură a fost luată pentru că preotul și enoriașii se săturaseră ca mormintele să fie mereu vandalizate, iar ușa bisericii spartă. 8 camere de supraveghere au fost montate în cimitirul parohial din cartierul Romanești și încă atâtea vor fi instalate după sărbători. În trecut, aici au fost vandalizate mai multe morminte și cruci, iar ușa bisericii a fost spartă și a fost sustrasă cristelnița. Cele 8 camere acoperă perimetrul din zona bisericii și perimetrul din zona capelei și intrarea principală în cimitir. Cred că locurile cele mai importante de unde ar fi putut lua câte ceva. Camerele de supraveghere și-au dovedit deja eficiența la scurt timp după ce au devenit funcționale. Intenționat pe unul dintre morminte am lăsat foarte multe coroane, a fost o mormântare în urmă cu 2 săptămâni și le-am lăsat intenționat să vedem dacă se mai fură și chiar le puteți dacă... Sunt și la acest moment. Și la acest moment sunt pe mormânt, dovadă că nu s-a mai umblat, nu s-a mai... de când s-au instalat aceste camere. Preotul poate urmări tot ce se întâmplă în cimitir chiar de pe propriul smartphone. Programul de instalare, programul instalat al camerelor e... așa și se văd cele 8, iar cu dublu click pe imagine se vede... zona dorită. Da, exact, camera pe care una din cele... 8 camere. Cei care au rude înmormântate aici pot supraveghea locul de veci de acasă, din fața calculatorului. Preotul a primit o solicitare de user și parolă și din străinătate. Un comerciant de jucării din piața centrală a municipiului Râmnicu-Vâlcea a încercat să scape de amendă oferindu-le bani polițiștilor, dar s-a ales cu dosar penal. Episodul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, când doi oameni ai legii efectuau un control pentru prevenirea și combaterea ilegalităților de natură economico-financiară în perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru a scăpa de amendă, agentul economic le-a oferit celor doi polițiști 200 de lei. Spre ghinionul său, aceștia au refuzat mita și au sesizat Serviciul Județean Anticorupție. Comerciantul s-a ales cu dosar penal pentru dare de mită. În cadrul aceleiași acțiuni, 23 de agenți economici au fost verificați de polițiști. În urma neregulilor constatate s-au aplicat 10 amenzi în valoare de 12.000 de lei și a fost întocmit un dosar penal pentru evaziune fiscală. Gala premiilor de excelență la Drobeta Turnul Severin a ajuns la a 6-a ediție. 30 de personalități din învățământ, medicină, sport, artă, scriitori, academicieni originari din oraș sau din județul Mehedinți au primit distincții din partea municipalității ca semn al recunoștinței pentru activitatea depusă de-a lungul anului. Evenimentul s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute într-un local din municipiu. Este vorba despre 30 de persoane care vor veni, mare parte dintre ele care sunt alături de noi, vor veni aici pe scenă și vor primi trofeele de excelență, dar și caricaturi semnate Ștefan Popa Popas. Anul acesta, la Gala Premiilor de Excelență, s-au premiat profesori care au avut rezultate deosebite. La acest capitol, profesoara de matematică Manuela Prajea a fost prima care a primit distinția. De altfel, este singurul dascăl român care a primit distinția Clay Nobel și care în 2013 a primit titlurile profesorul anului din partea Societății de Științe Matematice din România pentru merite excepționale în pregătirea elevilor la matematică și pentru contribuția adusă la dezvoltarea activităților matematice.
Este o mare bucurie și o onoare pentru mine să fiu, să-mi fie recunoscută și apreciată munca, nu în țară, nu în străinătate, ci acasă, la noi acasă. Și este o împlinire și un stimul, un stimulent pentru viitor. Marea sportivă Lena Sterea, care a adus numele județului Mehedinți dincolo de granițe, a fost și ea premiată. Este cea mai bună judoka din lume la veterani, iar în toamna acestui an a reușit să mai adauge la palmaresul de invidiat cel de-al cincilea titlu consecutiv de campioană mondială. Cred că poziția mea aici, nominalizarea mea aici în această seară, se datorează nu unui an de muncă, ci a unor 10 de ani de muncă. Și e frumos să știi că ești apreciat acasă. Și antrenorul emerit Marin Dobrescu de la Clubul Sportiv Drobeta Turnu Severin a fost premiat. Vreau să mulțumesc pentru că e un lucru extraordinar de bun și pentru că sportul, iată, prin această gală, iasă în relief mai mult decât altă dată. La capitolul Oameni de știință, premiul de excelență l-a primit academicianul Dan Bălteanu, doctor în geografie și cercetător științific. A predat de asemenea diferite cursuri la universități din Israel, Austria și Italia și a publicat diferite lucrări științifice. Mă onorează acest premiu, sigur, este un premiu pe care îl apreciez prin rădăcinile mele, prin obârșile mele. În această localitate pe care eu de fiecare dată când sunt undeva în țară sau în străinătate o evoc indirect prin proiectarea podului de peste Dunăre a lui Apolodor din Damas. De aici trec la Romanitate, la Turnul Severin, fără să mărturisesc că sunt de aici. Gala premiilor de excelență a fost presărată cu momente artistice. Mă bucur că suntem la 6-a ediție a galei premiilor de excelență. Mă bucur și de data asta cei care ne-au propus, ne-au adus 30 de nume care mai de care și o să-i vedeți că sunt toate excelențe. Mă bucur că suntem împreună, mă bucur că nu ne uităm nu numai oamenii locuitorii orașului și și pe cei care ne fac cinste în țară și în străinătate. Le spunem bine au venit acasă. Să le dea Dumnezeu sănătate și sper ca acest eveniment să se perpetueze pentru că am făcut dovada că Severinul și Mehedințul are valori. Premii de excelență au primit și Dan Zorilă, Ion și Angela Magheru, Mitea Măneanu, Nicolae Jinga și Stella Popescu. Nu cu sania trasă de ren, ci cu autobuzul va veni Moș Crăciun în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Autobuzul lui Moș Crăciun va circula pe străzile din municipiu în data de 22 decembrie, iar toți copiii care vor urca în el vor primi cadouri chiar de la Moș. Autobuzul Moșului este un proiect derulat de Asociația Inițiative din Râmnicu-Vâlcea, în parteneriat cu Impact, un club din care fac parte elevi de la câteva școli. Vâlcenii care doresc să se alăture Moșului și echipei organizatoare sunt invitați să lase un cadou, un obiect, o jucărie în punctele de colectare deschise în oraș în perioada 8-19 decembrie. Acum vă prezentăm informațiile meteorologice. Se menține ploioasă în următoarea perioadă în Oltenia. La noapte vom avea parte de burniță în toată regiunea. Temperaturile nocturne se vor situa în jurul valorii de 1 grad Celsius. Mai fric va fi la Drăgășan și la Filiaș, unde se va înregistra minus 1 grad Celsius. La Corabia, în județul Olt, va fi ceva mai cald, mai precis 2 grade Celsius. Mâine ploile nu vor înceta să cadă, dar vor crește ușor în schimb temperaturile. Maximele la orele amiezii se vor situa între 4 și 6 grade Celsius. Cel mai cald va fi la Craiova, Drobeta, Turnul Severin și Vâlcea. Pentru a vedea și soarele printre nori, locuitorii Olteniei trebuie să mai aștepte până joi. Aici se încheie jurnalul regional. Sunt Raluca Săcuianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să urmăriți în continuare programele ale GTV. La revedere!